Presfințitul Alexandru Mesian este episcop de Lugoj și a fost preot în clandestinitate. Terminasem liceul în 56 și m-am dus la teologie, la Iași. Numai că în curând am primit o scrisoare că în baza dispozițiilor primite de sus, institutul nu vă poate primi. Motivația, eram greco-catolic din Ardeal și n-am ce căuta acolo. Și asta era deja în 57. Și atunci am făcut 3 ani de armată, desigur că în 60 m-am lăsat la vatră și am început să studiez teologia în secret. Aveam un model pe prea fericitul Lucian, că suntem chiar din aceeași localitate, din Ferneziu. Zadarnic ni se spunea că ori ortodox, ori nimic. A, nu, noi vom demonstra că există și o altă alternativă.